Migrena și are mai multe subclase, dar în mare există niște elemente comune. În general, durerea de cap sau în migrenă, durerea de cap este pe jumătate de craniu, deci o hemicranie, așa o denumim noi. Asta nu înseamnă că este exclusiv, poate să fie bilateral sau poate să migreze de pe o parte pe alta. Durerea de cel mai multe ori este de tip pulsatil, adică pulsează ca o pulsație, ca și cum ar simți că intră sângele cu presiune în cap. Poate să intereseze sau nu și orbita. Durează între câteva zeci de minute până la ore sau zile întregi și de obicei cedează la anumite medicamente. Sunt niște criterii după care noi diagnosticăm aceste dureri de cap și le catalogăm în dureri de cap migrenoase sau non-migrenoase și în funcție de pattern-ul pe care îl descriu pacienții stabilim dacă migrenele astea sunt niște migrene clasice sau migrene de tip cluster sau alte tipuri de subclase de migrenă.